afirmarea pentru două persoane care confirmare acestora cu îmbolnăvire prin gripă s-a izolat virusul gripal tulpina B. Această tulpină este mai puțin agresivă și mai puțin contagioasă. Excludem termenul de focar. La cele două persoane, formele de boală au fost medii. Ele au fost internate la Spitalul Județean Suceava la secția de infecțioase. Este vorba de un tânăr de 20 de ani din Fălticeni rural și o tânără de 23 de ani din zona Gura Humorului, ambii fiind nevaccinați. Noi am pus la dispoziția unităților sanitare paturi și a serviciului județean de ambulanță, chiar și a sportului, în materiale sanitare. Au 27.700 de măști FFP2, mănuși de examinare 14.700, halate de unică folosință 970 de baxuri, 50 de căți, către medicii de familie și alte puncte sanitare din județ am pus la dispoziție dezinfectant, 500 de litri, săpun dezinfectant de 600 de litri, dezinfectant pentru suprafețe 450 de litri și am distribuit ce mai aveam în stoc Tamiflu către secțiile infecțioase, iar la cursul seric am plecat mașina spre București pentru a mai aduce 2880 de cutii de Tamiflu.